Mihai Bendeac, unul dintre cei mai îndrăgiți actori și foști jurați din România, a făcut recent o dezvăluire șocantă despre copilăria sa. Într-un interviu sincer cu CanCan, Bendeac a povestit că părinții săi nu l-au dorit inițial și că mama s-a încercat să-l avorteze. În ciuda acestui început dificil de viață, Bendeac a ajuns să devină unul dintre cei mai de succes și respectați actori din țară. Primii ani de viață ai lui Bendeac nu au fost ușori. În copilărie, a visat să devină un antrenor de fotbal de succes, antrenându-se în fiecare zi cu prietenii săi. Cu toate acestea, o accidentare la vârsta de 12 ani a pus capăt acestui vis. Atunci a fost momentul în care Bendeac a început să-și exploreze pasiunea pentru actorie. Cu toate acestea, tatăl său nu a fost de acord cu dorința fiului său de a urma o carieră în domeniul artelor. Bendeac își amintește de un reportaj TV pe care l-a văzut când avea 16 ani, care îi înfățișa pe actori trăind în sărăcie și cu un viitor incert. Reacția tatălui său la acest reportaj i-a consolidat decizia de a-și urma pasiunea pentru actorie, în ciuda potențialelor provocări. Pasiunea lui Bendeac pentru actorie l-a determinat să se înscrie la o școală de teatru, unde și-a perfecționat meseria și, în cele din urmă, a obținut primul său rol într-o piesă de teatru. De acolo, a continuat să devină o figură proeminentă pe scena actorcească din România, cu roluri atât în televiziune, cât și în filme. A devenit, de asemenea, un jurat popular în cadrul emisiunii Umor de la Antena 1. În ciuda succesului său, Bendeac a fost întotdeauna extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală. Cu toate acestea, recenta sa dezvăluire despre încercarea mamei sale de a-l avorta a atins inimile multora, evidențind rezistența și determinarea care l-au propulsat pe Bendeac în vârful domeniului său. Îi datorez viața mea doctorului, care nu a vrut să mă omoare. Așa că domnul doctor, Dumnezeu să-l ierte, este mama și tatăl meu, pentru că părinții mei au vrut să mă omoare, a declarat Bendeac în interviu. Și așa am ajuns eu, dragii mei, în viața voastră, strecurându-mă prin urechea acului, ca să zic așa. Și astfel o țară întreagă se poate bucura de talentul și de munca mea, a adăugat el. Povestea lui Bendeac este un memento puternic al importanței de a-ți urma visele, indiferent de obstacole. În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat în copilărie, pasiunea și determinarea lui Bendeac l-au făcut să devină unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, iar povestea sa este o sursă de inspirație pentru toți. Cariera profesională a lui Mihai Bendeac a fost de-a dreptul impresionantă. De-a lungul anilor, a jucat în numeroase emisiuni de televiziune și filme, fiind aclamat de critici pentru performanțele sale. Printre cele mai notabile roluri ale sale se numără interpretarea personajului Răzvan în popularul serial de televiziune La Bloc, precum și rolul său din filmul Nunta Mută. Talentul și dedicarea lui Bendeac pentru meseria sa nu au trecut neobservate. El a primit numeroase premii de-a lungul carierei sale, inclusiv premiul Cel mai bun actor la premiile GOPO pentru rolul său din Nunta Mută. De asemenea, a fost onorat cu premiul Lifetimea Chievement la Gala Industriei Televiziunii Române. Impactul lui Bendeac asupra industriei românești de divertisment nu poate fi supraestimat. Performanțele sale nu numai că au distrat publicul, dar au inspirat o nouă generație de actori și regizori. El a fost un deschizător de drumuri în industrie, împinând limitele a ceea ce este posibil și încercând în mod constant să se îmbunătățească. În ceea ce privește proiectele sale viitoare, Bendeac a anunțat recent că va juca într-un nou film, care se află în prezent în preproducție. De asemenea, el și-a exprimat interesul de a regiza un film în viitorul apropiat. În plus, el va continua să fie invitat regulat la diverse programe de televiziune și va continua să fie un mentor pentru tineri actori. Povestea lui Mihai Bendeac este o mărturie a puterii determinării și a importanței de a-ți urma visele, în ciuda obstacolelor. Cariera sa profesională a fost de-a dreptul remarcabilă, iar impactul său asupra industriei românești de divertisment se va face simțit în anii următori. Povestea lui Bendeac este un exemplu care ne amintește că orice este posibil, atâta timp cât cineva este dispus să muncească din greu și să persevereze. Așa cum a declarat într-un interviu, nu am putut să filmez. Nu exista YouTube, nu exista conceptul de vlogging. În timp ce dădea click pe telecomandă, a dat peste un reportaj la TVR2, pe care mi-l amintesc perfect. Era un reportaj filmat într-un cămin studențesc, unde niște studenți actori trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și peste ele. Am știut că asta era viața mea, am știut că ăsta era singurul lucru pe care puteam să-l fac, pe care voiam să-l fac, pe care trebuia să-l fac. Și asta am făcut.